Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Familia Popescu. Haideți să ne jucăm. Maria încă a rămas în palatul ei. Oh, everyday. Să acum îngrășa puțin Maria. Haideți să o trimitem la slăbit. Avem doi băieți, Andrei și Matei. Copilul se pare că e bine. Hai să-i dăm ceva în mâncare, să-i schimbă scutecul. Să vedem dacă Andrei are teme. Bineînțeles. Vă așteptam să fac și eu o fată, dar n-am avut noroc. Asta poate să țiile lor să fie frumos. No. Quimba. Ha. Mai sunt 10 zile până îmbătrânește asta mic. Mai sunt o grămadă de zile până îmbătrânesc. S-a îngrășat ca lumea. FM ball, gobble horn, with a ushi. Hai să dăm ceva de mâncare. Niște spaghete. Galba limna glenc. După aia și desertul. Se deșer la ceva frumos. Niște meciuri de fotbal. Ah, bine că e liber. Ia să vedem tu, Maria, dacă ne vede ceva. Hai să dăm și ție de has. Tot spaghete. Desert nu mai primești cât ai îngrășat. Aia, dar de ce s-a uscat? Cred că trebuie water. Ganesh, Skeebs, Sistum, come out. Așa, și a terminat și asta micul termen, având în vedere că e weekend, poate să își fac și el un extra credit, dar văd că încă nu are. Îl trimitem atunci la toaletă, să-și joace și el puțin în cadă. Da, deci asta trebuia. Să o scas în am mai fost de multe date. Da, tu poți să te duci să faci băiță în piscină. Harvestul. Uit. Mm.
Am mai aburuienii. Așa. Asta micu se joacă. Vino să ți spun și tu, fratele. Vești cu at. Ion vrea să facă curățenie foarte bine, bravo. Se pare că n-a terminat asta nici acum. Oh, de ce ești sad? Nu mai fi supărat. Flazo vipo. Lornoi ibazo. Asta a plecat la muncă, vai. Turkey brota. Granos, Eva, Fribs. Haide, tu știi că aletă fă o băiță. Asta o fi tu că o fi tu aberează. Tu e foame. Asta și el țin curat. Așa. După care putem să-l băgăm la somn. Ah, s-a stricat ghiveta. Aiurea. Ah, plânge copilul. Asta e, ghiveta mai pot să aștepte. Copilul însă nu, e foame. Așa pot să repar în sfârșit ghiveta. Scavoj. So wait, mop. Aș cred că lipsește ceva în casa asta. Da, lipsește o tablă de șah.
Și mă gândeam unde să o pun. Mă gândeam aici în living. Hai să vedem. Scone, măcar cât să le antreneze memoria specială acelui mic. Așa, e unul foarte harnic, dar va trebui să-l trimite la somn să se trezească și dimineața. Și l-a trezit ăsta micu. Hai că mai mult a avut grijă de el Ion decât Maria. Maria se pare că-i cu nervii la pământ. Și atunci după ce ai și de copil poți te culci la loc. Luminile ar trebui să fie auto. Așa. Mai repede, haide. Să trezi cu asta, micu. Asta e, din cauza că te-ai trezit primul, trebuie să faci curat. Să uite și la desenele lui de dimineață. Da, poate să fac și o băiță, să joace. Și pe aia să-i antrenăm puțin creierul. Of, iar l-a trezit pe Ion. Panubu. Skimbo. Adunda Nubu. No. Pajna Nubu. Scott Olam. Bravo, bă, fraier. Nevastă ta doarme și tu ai grijă de copii. Oh, să strica și pe ce om. Super. Dar copilul ăsta mai doarme, Matei. Hm.
Hai, Ioane, trezește-te că mor de foame. Ok, deci nu o să stau de mâncare mai întâi, repar WC-ul. După aia nu sunt mai unde să-ți faci nevoie. Nopsa Limita. Ugh. Așa. Acum pot să mă mănânci. Asta mi-i că-i pus pe level ca lume. Și să vedem dacă pot să facă vreun upgrade. No. La ghibeta asta pot să fac. După aia pot să fac și nevoile. Și o băiță, ok. Cu bule. Nu v-ați spăra farfuria, fiați băi să fiți. Oh, oh, say, get her! Nu, nu o să vorbești cu Serghei, Doamne ferește. Ai grijă și tu de copilul tău. Harugaba! Tina! Ima! Tina! Așa, și acum în vedere că are doi copii, înainte să încheiem episodul, vreau să schimb puțin locul Mariei. Pentru că acum este o doamnă, nu mai este o fetișcană. Văd că nici cu copilul ei nu se înțelege. Haideți să o aranjăm nițel. Să arate și ea mai doamnă, nu a pițicoancă. Cât de cât măcar, nu? Ambuia Askena! Bun. În primul rând, everyday, da? Vreau să schimb părul. Blondă, blondă. Are pieptul prea mare. Asta ce e, am înțeles. Să o facem brunetă. Nu-ți dă rău.
Asta o să fie frizura. Haideți să o îmbrăcăm ca o doamnă. Nu știu, o rochie, eventual. Da, îmi place foarte mult rochia asta. Hai să schimbăm și pantofii. Ok, îi schimb. Ok, vezi. Cam așa. Ăștia. Bun machiajul. Hai, da. Îi lăsăm așa. Cheeks. Sau așa. Și buzele momentale sunt așa. Accesoriile vreau să-i le schimb. Punem ceva de argint. Așa. De fel și lanțul vreau de argint. Așa. Fata mea. Bun. Aici la fel accesoriile. Ah, brățară nouă, îmi place. Foarte tare. Așa, inelele de argint. Toate. Pentru că acum este o doamnă și trebuie să se respecte. Are doi copii, nu mai este orice domnișoară. Și cam aceasta este noua Marie. Bun, și cam atâta pentru episodul de astăzi. Ne vedem și data viitoare. Voi vedea ce o să fac, pentru că vreau să fie ceva mai special. Poate mergem cu ei într-o vacanță sau în oraș. Vedem. Eu vă mulțumesc mult pentru like-uri, pentru subscribe și pentru aprecierile și comentariile voastre. Vă mulțumesc frumos. Până data viitoare, vă pup. Ciao!